Vești bune pentru mehedințenii. După o lungă perioadă în care valul 4 al pandemiei a lovit puternic județul nostru, potrivit Direcției de Sănătate Publică, numărul cazurilor de COVID-19 scade semnificativ. În ultimele 24 de ore, în Mehedinți au fost înregistrate 12 cazuri noi de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, ceea ce înseamnă că județul nostru se află în scenariul verde. Totodată, în spitale se menține o situație gravă, întrucât de la ultima raportare au fost înregistrate 2 decese. Situația epidemiologică din județul Mehedinți de astăzi, 3 decembrie, este următoarea. 528 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 101 persoane sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice, 65 persoane sunt internate în spitale sport COVID din județ. În ultimele 24 de ore, județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 12 persoane și au fost înregistrate 2 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 0,86. Totodată scade și rata de infectare în județul Mehedinți. În prezent, rata de incidență a ajuns la 0,86 la 1000 de locuitori.